Te salut, sunt Sorin Draghi și îți spun bun găsit din nou pe canalul meu. Îți propun acum o boxă portabilă cu Bluetooth care are câteva avantaje imbatabile. Înainte de asta însă nu uita să dai subscribe și follow pe Instagram. Să începem! Tronsmart e o firmă relativ nouă pe piață cu o imagine susținută de nimeni altul decât Luis Suarez. Acestea fiind spuse, boxa în sine este una foarte ok la bugetul ăsta. Puterea reală este de 25W, ceea ce înseamnă că sunt destul de puternice pentru o cameră de apartament, de exemplu. Și am spus puternice pentru că sunt de fapt 3 boxe într-una singură. Sunetul este 360 surround, ceea ce înseamnă că în teorie, oriunde ați pune boxa în cameră, aceasta va reda muzica în orice colț al incintei. În teorie. În practică, normal că sunetul vine dintr-o singură direcție, însă senzația este chiar faină. Distorsionarea începe abia atunci când duceți spre extrem boxa și o inundați cu melodii pline de bas pe care nu le poate duce. Și, apropo de bas, are din plin. Un driver în partea de jos care zguduie gadgetul și îl mută efectiv de pe masă, așa că trebuie să fiți atenți unde și cum puneți boxa ca să nu cadă. Mi-ar fi plăcut să aibă și rezistență la șocuri sau la apă, dar nu putem vorbi de așa ceva în banii ăștia. Boxa e construită din plastic cu ceva cauciuc în partea de jos, unde se presupune că va sta pe masă pentru aderență. Un rotor în partea de sus pentru a regla volumul, care se simte foarte ok și se mișcă ușor. Are și un LED de jur împrejur care pâlpâie albastru când se conectează și se face roșu când a ajuns la maximum. În rest, boxa e învelită într-o țesătură textilă care arată și se simte foarte bine. Partea cea mai tare la boxa asta Tronsmart T6 este că are un acumulator de 5200 mAh, ceea ce înseamnă că puteți conta pe ea până la 15 ore în continuu. Se conectează prin Bluetooth la Android sau iOS și se încarcă prin port micro-USB. Mi-ar fi plăcut, evident, un USB-C. În plus, are și mufă jack de 3,5 mm și vine la pachet cu un cablu jack-jack ca să o poți lega la un alt device smart, de exemplu. Mi-a plăcut de asemenea că se poate purta foarte ușor în suportul de bidon de la bicicletă având exact forma asta. Se aude tare și durează mult. De fapt, astea sunt cele două mari calități. Pe lângă preț, că tot am amintit de el. O găsești pe net, de la distribuitori direct din România, la prețuri în jur de 200 de lei, ceea ce e super tare, sincer. Față de altele similare la puterea asta devine imbatabilă. Tu ce părere ai? Merită 200 de lei? Îți place designul boxei lui Luis Suarez, Barça sau Real? Lasă-mi răspunsurile în comentariile de mai jos și ne vedem data viitoare. Până atunci, toate bune, te salut! Nu uita să dai subscribe și follow!